Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos! Se zice în veci? Lăudați să fie Domnul! Dragii mei, în dimineața asta, stăteam să mă gândesc la ce minunat e Dumnezeu și ce bun este cu noi. El e întotdeauna bun, El e întotdeauna perfect în toate căile Lui și Biblia spune că toate lucrările Lui sunt desăvârșite. Amin? Că ce orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Lăudați să fie Domnul! Într-adevăr, pare că trăim vremurile din urmă și nu e asta problema. Domnul Mântuitorul Hristos ne spunea că în vremurile din urmă vor fi războaie, vești de războaie, cu tremure, ciume, bol și așa mai departe, pandemii și frecvența cu tremurilor și a războaielor și a problemelor în vremurile noastre se vede că s-a... e pe viteză, da? Dar întrebarea nu este asta. Punea Apostolul Petru o întrebare Știind că toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Am câteva întrebări în dimineața asta. Oare credeți că poporul român, hai să luăm doar poporul român, nu planeta, că e prea departe, poporul român mai are frică de Domnul sau nu în vremurile astea? Tinerii, familiile tinerii care se căsătoresc, oare mai trăiesc în frica de Domnul, în Istoria asta. Ce ziceți, biserica? Biserica mai are frică de Domnul? Sau și-a pierdut frica de Domnul? Dar ce zici despre tine? Tu mai ai frică de Domnul? Spune Isaia 3, 6, 33 cu 6, un verset așa de frumos, partea B. Spune acolo frica de Domnul, iată comoara Sionului. Vreau să te întreb, mai este frica de Domnul, comoara? ta, comoara lui Ionel, comoara lui Tibi, comoara lui Daniel, comoara lui Adina, comoara ta, sau ai uitat-o? Frica de Domnul, dragii mei. De multe ori avem o înțelegere greșită despre ce înseamnă frica de Domnul și atunci când vorbim de frica de Domnul, pentru că asta e tema mea astăzi, frica de Domnul, iată comoara Sionului, iată comoara Lui. Avem o înțelegere greșită, de ce? Pentru că o conectăm imediat cu condamnare, cu un deget arătat, cu judecată. Și aici nu vorbim de cele patru tipuri de frică, frica naturală, aceea a copilului, frica de zgomote, pentru că copilul se naște cu frica de zgomote, frica demonică de care vorbește Biblia, că Biblia spune Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, nu vorbim nici de frica asta, nici de frica aceea religioasă, de presiunile alea de care vorbea Domnul Hristos, că fariseii le puneau peste alții și nici ei nu le țineau și atunci oamenii trăiau în frică și trăiau în lanțuri și trăiau în minciună și în duplicitate și nu vorbim nici de frica de oameni, Așa cum împăratul Saul spune, mi-au fost frică de popor și de-aia am luat și am călcat cuvântul Domnului, am adus o jertfă care într trebuia să o aduc. Noi vorbim aici despre altă frică, despre frica de Domnul și astăzi aș vrea să mă rog ca Duhul Sfânt să ne vorbească Duhul Sfânt să ne învețe pe fiecare dintre noi, să ne dea un duc de revelație și descoperire, să înțelegem cu mintea și cu inima ce înseamnă frica de Domnul și sper că de astăzi până la plecarea în ceruri să trăim cu această frică de Domnul ca și comoara noastră, amin? Pentru că s-ar putea că pe drum ai pierdut-o. Poate te-ai întors la Domnul acum 20 de ani, 30 de ani, 15 de ani, 17 de ani și atunci te-ai temut de El. Dar familiarizându-te cu El ai început să cam calci pe picioare. Știți că există un păcat care se numește păcatul familiarității. Încep să te familiarizezi cu un om atât de mult încât încep să treci limitele și să întreci limitele. Și de multe ori așa facem și noi cu Dumnezeu, doar pentru că ne este tată, nu avem dreptul să ne urcăm în capul lui, pentru că el încă poartă coroana pe cap și noi nu avem. Noi suntem fii și suntem fiice, dar el este Dumnezeu. Dragii mei, ce spune Biblia despre frica de Domnul? Ce este frica de Domnul? Proverbe 1 cu 7. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Iată că Biblia spune că dacă vrei să devii un om înțelept, punctul de start începe de acolo, de la teme te de Dumnezeu. În Iov 28 cu 28 spune, iată frica de Domnul. Aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. Deci frica de Domnul înseamnă să te îndepărtezi de rău. Frica de Domnul și înțelepciunea care vine la Dumnezeu înseamnă să te îndepărtezi de rău, pentru că adevărata înțelepciune, dragii mei, nu e compatibilă cu rău. De multe ori aud oameni care spun, păi eu sunt șmecher, eu am... Am eu înțelepciunea mea, am eu un feeling al meu, dar feelingul tău, dacă feelingul tău este legat de rău, aia nu e înțelepciune dumnezească, pentru că înțelepciunea care vine de sus e întâi curată, apoi este pașnică. E o mare diferență între înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea de sus e curată, sinceră, nu e cu șmecherie, este cu transparență, cu sinceritate, cu teamă de Dumnezeu. Frica de Domnul este fundația pentru viața unui creștin. De asta spunem proverbe 8 cu 13, frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Vezi tu, frica de Domnul este urârea răului. Vreau să te întreb, tu urăști răul sau iubești răul? nu mă, mă refer doar la cei de lângă tine. Că știți cum e vorba, ei judecăm pe alții după fapte și pe noi după intenții. Urăști rău și la tine când îl faci. Proverbe 3 cu 7, nu te socoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Iată că frica de rău include această componentă de a te abate de la rău. Nu știu dacă ați văzut vreodată și nu e un exemplu cel mai bun acum, mi-a venit în minte ca seara am văzut o pisică. Era cu Adina, mă plimbam pe aici, prin cartierul ăsta de case, prin Ioșia și o pisică cum a sărit de pocază, papac și mi-am dat seama că ocolea toate bălțile, tot noroiul. Ai tu în tine încorporat abilitatea asta de a te feri de păcat, de a te feri de rău. Biblia spune, ferește-te de tot ce se pare Frica de Domnul este fundația pe care construim relația cu El. Știți ce? Eu când am înțeles acest lucru, viața mea de creștin s-a schimbat. Până atunci, încă aveam în componenta mentalității mele ideea aia de democrație, că mai am și eu o alegere de făcut pe aici și pe acolo, dar când am înțeles frica de Domnul, am înțeles că El mă cheamă să mă abat de la rău, oricare ar fi numele răului Eluia și oricum ar fi împachetat în cultura noastră. Dacă e rău și Dumnezeu îi zice că e păcat, înseamnă că e păcat și pentru mine. La un moment dat spune Apostolul Pavel că ei nu numai că fac lucrurile astea, dar îi și găsesc de bun pe cei care le fac. Au început să, au început împacheteze răul într-un pachet așa frumos care prinde în cultura noastră și îl vând pe piață ca ceva care este ok, dar Dumnezeu îi zice că e păcat. Frica de Domnul, spuneam, e fundația prin care construim în relația cu El. Cei mai mulți oameni îmi spun, știi ce Dumnezeu e dragoste și e adevărat Dumnezeu e dragoste. Dar dragostea lui Dumnezeu și frica de Domnul nu se exclud ci se completează. Odată am vorbit cu un om, un om foarte credincios. Un om care a fost pentru mine un reper odată, care a fost un model pentru mine ca și creștin tânăr. Venit proaspăt la Dumnezeu și la un moment dat omul ăsta a avut o cădere. Și l-am întrebat, te rog din tot sufletul, spune mi ce s-a întâmplat cu tine ca să nu cad și eu cum ai căzut și tu. Nu l-ai mai iubit pe Hristos? Știi ce mi-a spus? Întotdeauna l-am iubit pe Isus, dar am încetat să mă mai tem de El. Dragul meu, cum stai cu frica de Domnul? Aici când vorbim de frică de Domnul, aduți aminte, nu vorbim de teroare, nu vorbim de duhul ăla de frică care vine de la cel rău, nu vorbim de frica de oameni, este frica de Domnul, este altceva și o să descoprim parcursul predicii de astăzi despre ce vorbește Dumnezeu când înseamnă frica de Domnul. Frica de Domnul este depărtarea de rău. Frica de Domnul este să-ți ții gura de la a vorbi lucruri nepotrivite și să-ți dai drumul, zice, păzește-ți și așa îți vei păzi sufletul, că dacă nu-ți păzești suf cu buzele și gura ta vorbește și dai drumul acolo, îți rănești sufletul cu o grămadă de dureri. Frica de Domnul este fundația. Dar vreau să pun o întrebare, în ce anul timp este bine să ne temem de Domnul? Domnul să te binecuvânteze. Proverbe 23 cu 17. Să nu-ți pispuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frica de Domnul. Spuneți totdeauna! Mai tare un pic! Totdeauna frica de Domnul! Iată că frica de Domnul este o haină care nu trebuie să o purtăm doar într-un anume anotimp, cum avem noi anotimpurile primăvară, vară, toamnă, iarnă, sau așa acum s mai sau mai diminuat diferențele între ele. Dar oricum, frica de Domnul este haina pe care putem purta în orice vreme și pentru totdeauna. Pentru că frica de Domnul te păzește de multe rele. Psalmul 19 cu 9, frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Iată că frica de Domnul are și o componentă eternă. Frica de Domnul nu-i ceva de asta, mă rog în dimineața asta, ca noi să ne luăm această haină, această mentalitate și să o începem să o purtăm, pentru că este ceva cu care vom trăi pentru totdeauna. Frica de Domnul. Nu poți avea o relație cu Hristos fără reverență și supunere, pentru că în frica de Domnul este încorporată reverența și supunerea. Tu îmi poți spune foarte frumos, păi Sani, eu îl respect pe Dumnezeu, dar continui să faci ceea ce tu vrei și ce îți trece prin cap. E una să fii mântuit, să-l accepți ca mântuitor și alta să-l accepți ca stăpân. Când îl accepți ca stăpân, nu mai decizi tu pentru viața ta. Stăpânul Hristos conduce viața ta. Aici a fost bătălia mea când m-am întors la Dumnezeu. Vreau pe Hristos ca mântuitor. Mi era greu să-l accept pe el ca stăpân, pentru că știam că în momentul în care îl accept ca stăpân îmi pierd drepturile. Nu mai pot să dau cu pumnul masă să zic eu vreau asta, eu gândesc asta, eu simt asta. Pentru că atunci când sunt cu stăpânul, deasupra capului meu zic, facă-se voia ta, nu voia mea, dar știți ce am descoperit? Voia lui e întotdeauna mai bună. Voia lui e întotdeauna mai perfectă. Voia lui îmi dă întotdeauna mai, mai, mai multă vitalitate, viață, fericire. Voia lui, voia stăpânului e bună, plăcută și de săvârșită. Tatăl nu face nimic rău pentru mine. Frica de Domnul. Ce spune Biblia despre Mesia? Oare a avut această componentă a fricii de Domnul? Am învățat el la școala de slujire că Domnul Iisus Hristos în timpul vieții lui pământește aducea jertfe. Ce fel de jertfe? Jertfe de rugăciuni, de laude, de mulțumiri și mijlociri. Și am văzut că nu numai că a adus jertfe, s-a dat pe sine jertfă și mai mult în eternitate de 2000 de ani mijlocește pentru mine și pentru tine, pentru noi toți. Isaia 11, de la 1 la 3, spune Scriptura așa, Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de... Citiți mai tare și citim împreună, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Iată că peste Domnul nostru Iisus Hristos, care era Dumnezeu, era îmbrăcat cu aceeași haină, frica de Dumnezeu, frica de Domnul. Am citit cartea judecător săptămânile trecute, și cartea judecător să termină cu un singur verset. Fiecare făcea ce i plăcea. Nu mai era frică de Domnul în Israel. Știi cum îți dai seama că o țară nu mai are frică de Domnul? Degeaba ne socotim creștini, 99% creștini ortodoxi. Aia e poveste. E poveste nemuritoare. Eu am fost ortodox, eu știu ce înseamnă să fii creștin ortodox. Să vii la biserică, dar să trăiești cum vrei tu, să n-ai treabă cu cel care a chemat biserica în ființă. Cum îți dai seama că o țară nu are frică de Domnul? Fiecare făcea ce plăcea. Plăcerea lui, spune Scriptura. Te rog, mai lasă versetul, mulțumesc. Este frica de Domnul. El nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după ce le auzit. Vreau să te întreb următorul verset, mersi. Este și plăcerea ta frica de Domnul sau plăcerea ta stă în jocuri pe calculator? plăcerea ta stă în facerea grădinii și aia e bună, și aia e o relaxare, și ăla e în cu curățarea pomilor. O, ai ce plăcere îmi dă să curăț pomii. O, ai ce plăcere îmi dă să mănânc. O, ai ce plăcere! Mi-aduc aminte când mă trezeam dimineața, mă duceam ca un zombi la un aparat micuț așa și aveam un butonaj când apăsam și auzeam și ieșea un miros așa frumos. Ah, E plăcerea de Domnul, frica de Domnul plăcerea ta? Sau ai schimbat-o cu alte hobby pentru că ești pe planetă și noi ne permitem? Chiar dacă suntem pocăiți, noi avem și noi hobby noastre. Mă, omule, nu e rău să ai un hobby, nu e rău să ai o pasiune atâta timp cât e supusă și nu e a locului Dumnezeu. Mi-a plăcut de omul abogat care mi-a spus, mi a spus, bă, am zis, mă, cum gestionezi? Eu nu te înțeleg pe tine, ești atâta de, de prosper și totuși tu vii la biserică și vii la rugăciune și știi mi-a zis, în momentul când businessul meu, o să ia timpul de rugăciune din viața mea și timpul de biserică, ăla nu mai e voia lui Dumnezeu pentru mine. Wow! Cât ați auzit din ăștia boga bogați, adică vreau să spun bogați, înseamnă milionar. Cât ați auzit din ăștia milionari să spună lucrul Eu n-am auzit decât pe unul. Ce conștiință trebuie să aibă omul ăsta? Știi ce spunea de fapt? Cu alte cuvinte tradus, mă tem de Domnul Sani. Tot ce am este de la Domnul, toată sănătatea e de la Domnul, tot ce au făcut mâinile mele e de la Domnul, toată priceperea e de la Domnul, tot ce am, toate resursele de la Domnul sunt închinate Domnului, nu sunt ale mele, dar dacă ăstea vor lua locul lui Dumnezeu, atunci nu mai este voia lui Dumnezeu pentru că mă tem de Domnul. Frica de Domnul, spuneți, plăcerea lui era frica de Domnul. Wow, ce tare! Este plăcerea ta frica de Domnul? Îți face plăcere când te ferești de păcat, când ocolești lucrurile greșite ale lumii acestea și te ții curat, îți face plăcere, îți aduce bucurie? O, oh, mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu. În primii ani îmi făcea o plăcere să fiu bagiocorit pentru numele Lui Hristos. Îmi făcea o plăcere să iau palme, am fost cu cuipat, am luat palme, că mulți iau ia mă să văd, nu mai dai chiar, nu mai dai cu pumnul, că tu ai fost bătăuș. Și îmi dădea un cap cu o bătă. să vadă, vă nu reacționează asta frate, s-a cu adevărat. Aveam o plăcere pentru că făceam voia Lui. Este, plă, este frica de Domnul plăcerea ta, da sau nu? Vedeți că această componentă a fric, fricii de Domnul a fost în Hristos, dar și în ucenici. Ce l-a făcut pe Petru să cadă de la credință? Ce l-a făcut prima dată, în prima lui fază? Doamne, eu vin cu tine până la moarte, uite ce bicep și am făcut la sală. Doamne, eu sunt așa, eu sunt așa. Ce a fost aia? Frică de Domnul sau mândrie? Mândrie. Mândria te face să, frica de Domnul te face să stai smerit. Amin? Dragul meu, frica de Domnul trebuie învățată. Problema este că nu vine natural. Și eu tot m-am rugat, Doamne, dă-mi frică de Domnul, dă-mi frică de Domnul și nimic nu se întâmplat. Pentru că Biblia spune că frica de Domnul trebuie învățată. Scriptura spune în a învățat să faceți binele. Vedeți că răul, noi avem de când ne naștem, avem în noi natura adamică. dar noi suntem rebeli din naștere pentru că Adam, părintele nostru, da, Tatăl rasei adamice a căzut și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu prin neascultare față de cuvânt. Și noi când ne naștem, avem softul direct. Uite-te la un copil. Îl învață cineva să facă rău? Odată am fost cu Adina când lucra în București cu copii din orfelinate și m-am dus și eu să văd cum este. Eu nu prea am așa abilități de a lucra cu copii, recunosc. De mic am crescut cu oameni mari, nu prea am știut să mă joc, nu prea am știut, dar m-am dus, hai să experimentez și eu cum e să lucri cu copiii. Și mă pun lângă unul și zic, ce faci mă frumosule, să uită la mine atâta de calm, mi-aduc aminte ochii copilului ăla, nu o să uit niciodată. A luat tractorul, avea o roată scoasă și rămăsese așa că mi-a dat una în frunte, mi-a spart agada. În momentul ăla, <coughs> să ridica monstrulețul din mine. Și am spus, ce fac, Doamne, aici? Eu vin să fac bine și asta îmi răsplătește. De ce? Pentru că în noi există acea fire adamică. De asta noi trebuie să învățăm să facem binele prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Noi nu putem, dragii mei, să ne schimbăm prin noi înșine. Noi avem nevoie de un etalon exterior. Grecii antii spuneau că omul e măsura tuturor lucrurilor. Fiecare făcea ce îi plăcea. Ce e bine pentru tine nu e bine pentru mine și viceversa. versa. De asta avem nevoie de un talon exterior care este Scriptura, Constituția lui Dumnezeu. Să ascultăm de el acest îndreptar care să ne ducă spre neprihănire. Frica de Domnul trebuie învățată, nu vine natural. Psalmul 34 cu 1. Veniți fiilor și ascultați-mă căci vă voi învăța frica de Domnul. Cum vezi până la urmă că cineva are frică de Domnul? Am o întrebare mai concretă, mai pragmatică. Ne ajută tot Biblia, pentru că Biblia are răspunsuri. În versetul 13 spune așa, ferește limba de rău și buzele de cuvinte înșerătoare. Vezi unde se vede frica de Domnul? În vor pire. Eu când aud oameni care vorbesc așa ușor despre viața sexuală, mi se pare, bă, oamenii ăștia nu înțeleg că viața sexuală, sexualitatea e ceva sfânt care Dumnezeu a inventat și a creat. Sau când îi văd că vorbesc cu așa o șurință despre relații și de familie și despre căsătorie și, și paruncă cuvinte unul la altul și zic, Doamne, oamenii ăștia nu se tem de tine. Îmi place de Iov. Iov e unul din exemplele mele, din mentorii mei. Spune Scriptura că a avut o zi nasoală. Vă aduceți aminte de Iov? Cine și-a ce aminte de Iov? Eu nu cred că a trecut cineva pe aici prin ce a trecut Iov. Într-o singură zi a pierdut toată averea, câteva mii de cămile, câteva mii de măgari, câteva 15 mii de oi sau cât avea și a avut zece în mormântări. Sau 7 în mormântări, câți copii a avut? 7, da? Poate greșesc eu 7 sau 10 câți au fost. 10, da? 10 în mormântări, 10 sicrie. Eu, omul ăla a fost, probabil că eu, nu știu dacă aș fi rezistat la șocul ăsta. Și totuși Biblia spune că eu s-a aruncat cu fața la pământ și a rupt hainele în semn de smerenie, să pune cu fața la pământ și zice Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Și spune Scriptura, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele împotriva lui Dumnezeu. Și dacă citiți toată cartea lui Iov, am citit-o de câteva ori cu atenție. Iov, da, bleastă-mă ziua în care s-a născut, dar niciodată nu bleastă-mă pe Creator niciodată. Și tu zici că totodată mă, mă, strâng la picioare sau aia, mașina aia nu mi se potrivește așa. Dar niciodată Iov n-a aruncat cuvinte împotriva Creatorului. De ce? Pentru că Iov și-a ferit limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Dragul meu, vreau să spun altă întrebare. Ce pierdem și ce câștigăm? Și care sunt consecințele neascultării? Ce, ce pierdem dacă nu avem frică de Domnul? Aș vrea să vă dau câteva referințe biblice. Proverbe 1 de la 24 la 29. Mă rog încă o dată ca Dumnezeu să vă atingă în dimineața asta. Este un mesaj de învățătură. Este un mesaj care ne va putea să fim mai sănătoși aici și aici și în trup. Pentru că o să vedem la sfârșit că frica de Domnul atinge toate aspectele ființei umane. Mintea, sufletul și trupul. Ia uita ce spune proverbet, fiindcă eu vă chem și voi vă împotriviți, fiindcă mă întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, ca o furtună și când mă va învolui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. De ce citim împreună? Pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul. Dragul meu, nu te juca cu Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste, e bun, dar crede-mă, dacă îi întorci spatele, el n-are nicio opțiune îl lași fără opțiune, Dumnezeu nu te poate ajuta. Atunci când va veni groaza și când va veni toate lucrurile acelea, spune, pentru că au urât știința, n-au iubit mustrarea. E, la câți dintre noi ne place să fim mustrați? Trăim într-o cultură în care nimănui nu-i place să-i să spună ce să facă, dragii mei. Trăim într-o cultură care avem boala, eu știu. Eu experimentez asta, călătoresc în fiecare weekend, merg în altă biserică, merg în comunitate, merg pe străzi, în orice aspect al vieții mă duce Dumnezeu și încerc să spun o mustrare sau un îndemn cuiva. Eu știu. Nici nu-mi deschid gura. Eu știu. Eu asta le știu, Sani. Pentru că au urât știința și n-au ales ce? Frica de Domnul. Dragul meu, frica de Domnul e o alegere. Poți să alegi să te tem de Domnul și inima ta să se smerească înaintea Lui. Sau poți să alegi să mergi în încăpățânarea minții tale, așa cum a mers Saul împăratul și în rebeliune. Da? Să faci voia ta, să faci ce vrei tu, să faci ce simți tu. Dar atunci vei culege roadele, pentru că Domnul Hristos a spus ce seamănă omul aceea, aceea culege, aceea va secera. Wow, pe mine avertismentul ăsta mă șochează. Vor avea toate lucrurile astea, și eu voi râde când veți fi în nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Wow, a zis Dumnezeu lucrurile astea, mi să în Biblie. Dumnezeul dragostei care ți-a spus că te iubește, îți spune și avertizmentele astea. Ne-am obișnuit prea mult cu El ca Dumnezeu al Harului și nu ca Dumnezeu al dreptății și al Sfințenii, dar tata te iubește și îți vrea binele, de-aia te cheamă acasă, de-aia te cheamă să te tem de El. Cu alte cuvinte, fiule, fă-ți bine, poartă frica de Domnul ca o haină, că te va păzi de multe rele. Roman 1 cu 8, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul nelegiuirea lor. Omul știe că greșește, eu știam că greșesc de multe ori. Știam că furtul nu e ok, știam că minciuna nu e ok, știam că atitudinea aia care o am față de părinți nu e ok. Îmi zice, tata, o vorbă și eu, ce crezi tu, sau crezi tu. Nădușeam adevărul, știam că Biblia îmi spune cinstește s părinții. Pentru că cine-și cinstește părinții, e singura poruncă însoțită de promisiune ce, ce va avea? Va trăi multe zile și fericite pe pământ. Cine nu-i cinstește, dă din telecomandă cu minus, 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 scurtezi viața. E alegerea ta, frica de Domnul este o alegere. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Atenție, de aceea cine i-a lăsat? Cine? Spuneți mai tare! Dumnezeu! Dumnezeu când vede că tu nu alegi frica de Domnul, El nu are opțiuni decât să te lase în voia minții tale. Și crede-mă, eu am o vorbă, o minte care nu e înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu, e o minte îndrăcită. Știu că sună dur, dar asta e adevărul. Crede-mă, departe de cuvântul lui Dumnezeu, eu nu pot cât de moral ar fi sau cât de standardul meu, cât de moral sau etic ar fi, dacă e departe de cuvântul lui Dumnezeu, eu nu pot să creez în mine un standard de sfințenie. Pentru că orice standard de sfințenie aș crea este sub ceea ce El îmi cere. De aceea Dumnezeu te cheamă să te întorci la El, să alegi frica de Domnul. Spune aici, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit sau s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin! Doamne, trezește biserica ta! Dragul meu, ne închinăm făpturii. Vedeți câtă pasiune punem într-o mașină, cât pasiune punem într-un device, câtă pasiune punem într-un copil? Facem din copii de multe ori idolii sau dintr-o relație. Ne închinăm făpturii, da sau nu? Nu mai judecați așa ușor pe de ortodox și că stau în fața unei icoane sau pe catolici că îl pupă pe Sfântul Anton pe unghie. Și noi avem idolii noștri. Și cei mai mari idoli care sunt împotriva lui Dumnezeu, vorbește Apostolul Pavel, opiniile noastre personale pot deveni idolii noștri. Că orice opinie de parte de cuvântul lui Dumnezeu este ratarea țintei. Domnul ne cheamă astăzi la frica de Domnul. Îmi place ce spune Apostolul Pavel în Roman 11, că m-am tot gândit, am zis, Doamne, dar totuși nu se poate, Tu ne-ai har nou, noi nu suntem ca Israel, noi nu suntem butucul la noi suntem ăștia. Prin har, neamurile, noi avem un statut special. dă voie să spun ce spune Scriptura. În Roman 11, de la 17 la 22, Roman 11, 17, 22, dar vei zice, ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu. Voi știți că poporul evreu a fost respins din datorită neascultării. Și atunci Domnul și-a întors fața la neamuri. Și ce spune Scriptura aici? <coughs> adevărat au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin ce? Citiți tare, prin? Nu, vreau de la 22, scuză-mă. De de la... punem deja de versetul 22, te rog. Nu, 21. Era el alt verset, da? 20. Ok, ok, îmi place aici. Aici rămâne. Mersi și mergem în continuare. Adevărat au fost tăiate din pricina? Și tu stai în picioare prin? Ce ne spune Biblia? Nu te îngânfa, ci teme-te. Adică frică de Domnul, că și dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Foarte mulți oameni cred că doar pentru faptul că îi cheamă numele și zic numele Iisus Hristos, o să meargă și în ceruri. Dar va veni o vreme la sfârșitul vremurilor, când vine Mesia înapoi și va zice, plecați de la mine că și nu vă cunosc. Păi da, Doamne, dar eu te-am cunoscut pe tine. Da, dar eu nu te-am cunoscut pe tine. Tu doar ai mimat că mă cunoști, ai mimat că vii la biserică, ai mimat că ridici mâinile, ai mimat că faci rugăciune, ai mimat că și când, ai mimat că faci dărnicii, ai mimat că ai o viață de creștin, dar trăiai o viață dublă. Erai un duplicitar. Dragul meu, Dumnezeu ne iubește, de-aia ne avertizează că nu vrea să ajungem jos acolo împreună cu diavolul, să fim torturați pe veșnicie. Și ca să nu ajungem acolo, trebuie să alegem frica de Domnul, e imperativ. Care sunt beneficiile fricii de Domnul? Vreau să spun câteva întrebări de data asta. Cine vrea să umble bine în viață? Cineva aici vrea să umble bine în viață? Aleluia! Domnul să te binecuvânteze. Ia uite ce spune Scriptura în Psalmul 25. Cu versetul, stai un pic, că am mai multe referințe aici. Spun imediat, cu versetul 9. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea ca sa. Cu alte cuvinte, frica de Domnul e soră cu smerenia. Și când ești smerit, Dumnezeu se obligă să te învețe și să te facă să ombli bine în viață. Cadă ea stânga, ca dreapta și tu ești verde. Și ăștia, ce, cu, ce cu, tine, mă? De unde ai atâta energie? De unde ai atâta pasiune? Bă, omule, câți bani faci? Asta e prima întrebare. Nu-i vorba de bani aici am ales frica de Domnul și Dumnezeu mă face să umblu bine. Pentru că pe cel smerit Dumnezeu îl învață el, nu un înger, ascultă-mă, el personal să coboară tata, avatată și te învață calea lui. El te sfătuiește noaptea, zicea, zicea psalmistul David, tu îmi dai îndenuri în inimă până și noaptea în somn. Lăuda să fie Domnul. Cine vrea cuvântare aici în biserică? Vreți binecuvântare? Sus mai puțin, da? Cred că și sus doresc, dar numai că au... le e greu să ridice o mână astăzi. Dragilor, ridică mâna sus. asumă dacă vrei binecuvântarea al Dumnezeu. vrei? Doamne, uită-te la mâinile noastre. Versetul 10. Toate cărările Domnului sunt în durare și credincioșie. Pentru cine? Pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Bă, frate Sani, ne predici prea mult din Vechiul Testament. Ioan capitolul 15. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Dragul meu, Biblia nu se contrazice, se completează. Vechiul și nou sunt aceeași carte. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos în drepte să mustre, să învețe și să dea ce? Înțelepciune în neprihănire, pentru că înțelepciunea adevărată te duce la sfințenie, amin? Înțelepciunea lui lumească te duce la păcat, la combinații. Înțelepciunea lui Dumnezeu te duce la neprihănire. Cine vrea să știe voia lui Dumnezeu aici în biserică? Vrei să știi voia lui Dumnezeu? Eu cred că trăim vremuri în care lumea e confuză. Ia uite ce spune versetul 2. Cine este omul care se teme de Domnul. Acelui a Domnului arată calea pe care trebuie să meargă. Vezi tu beneficiile fricii de Domnul? Când te temi de Domnul, Dumnezeu o să obligă să-ți deschidă ușa, să-ți arate calea, să te învețe. El e un tată bun! Pentru că știi ce faci tu prin teama de Domnul? Când alegi frica de Domnul, îi spui lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cred că le știu pe toate, nu lumina, toată lumina a fost turnată în capul meu. Te cred pe tine pe cuvânt, Doamne, că Tu ești un tată bun și tot ce ai spus Tu ai putere să faci. Deci, dragii mei, Cine se smerește umblă bine cu Domnul. Cine vrea binecuvântare, am spus, cei care păzesc legământul și poruncile aceia, Dumnezeu îi va binecuvânta. Voia Domnului este descoperită doar a celor care aleg pe Dumnezeu și umblă cu El. Oh, dacă te tem de Domnul. Am o altă întrebare. Cine vrea să fie prietenul lui Dumnezeu? Eu, sincer, nu-L vreau pe Dumnezeu vrăjmași, credeți-mă. Pot să suport mulți vrăjmași, dar nu pe Domnul. Am simțit odată mâna Domnului peste mine și mi-a fost de ajuns. Când pune Domnul degetul, crede-mă că simți, troznezi toate oasele, nu-ți mai trebuie nimic. Ia uite ce spune aici, Psalmul 25 cu 14. Citim împreună, 25 cu 14, citim împreună biserică. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de și legământul făcut cu el le dă învățătură. Lasă versetul ăsta, iată că Dumnezeu nu-i prieten cu oricine. Faptul că îmi ziceți, Doamne, Doamne, spunea Domnul Iisus Hristos, nu înseamnă că o și să veniți în împărăția mea ci doar a cei care fac voia Tatălui meu. Prietenia Domnului. Eu vreau să fiu prieten cu Domnul. Aleluia. Aleg frica de Domnul astăzi. Este o alegere. Îți spun ceva, nu e ceva natural. Trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm să ascultăm de Scriptură. O, oh, ce binecuvântare vine aici astăzi. Gata. Cine vrea multe zile pe pământul ăsta să trăiască și fericite? Oh, eu vreau. Vă spun sincer, dar nu vreau multe zile ca să-mi de viața mea, vreau multe zile să-l pe Domnul. Ia uita ce spune în versetul 27. Frica de Domnul prelungește zilele. Wow! Nu pastila. Psalmistul David spune, Doamne, toate zilele mi erau scrise în cartea ta înainte să fie una din ele. Dragul meu, ascultă-mă, nu, nu mor ca ei când vor câinii. Câinii pot să latre cât vor ei. Ascultă-mă, nu sistemul te omoară. Când zilele tale scrise de Dumnezeu au venit la un final, Dumnezeu are puterea să le prelungească, pentru că i-a prelungit lui Ezechie. Avem în Biblie precedent. Și de ce spune, frica de Domnul. Psalmul 10, cu 2, proverbe 10 cu 27. Frica de Domnul prelungește zilele. Am zis psalmul, da? Te-am încurcat, iartă -mă. Îmi place așa de mult, frica de Domnul. Vreau, știți de ce vrem să punem versetele? Să vedeți că nu sunt inventate de sanitranca asta. Astea sunt din cartea lui Dumnezeu, dragii mei. Sunt promisiunile lui scrise. Promisiunile împăratului sunt da și amin. Dacă tu te temi de Domnul, Dumnezeu îți prelungește zilele. Dar anii lui rău, hai să citim și antiteza, anii lui rău sunt scurtați. Sper că ai multe motive în dimineața asta să începi să te temi de Domnul. Să nu te mai temi de om. Să nu te mai temi de cel rău. Să nu te mai temi de sistem, să nu te mai temi de recesiune, să nu te mai temi de, 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 război, să te temi de Domnul. Pentru că frica de Domnul te păzește de toate celelalte. Cine vrea propășire în viață? Proverbe 19 cu 23, asta e incredibil versetul ăsta. Iertați-mă, cineva m-a mustrat, a zis, mă, nu mai tot zi incredibil când citești un verset. Ba da, fraților, surorilor, e incredibil! E aproape de necrezut că am promisiunea asta în Biblie și n-am văzut-o. Citim împreună frica de Domnul, duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de vreo nenorocire. Iată ce promisiune! Atunci când te tem de Domnul, te pui capul jos și te culci în liniște. Când nu te temi de Domnul și te temi de alte lucruri, vine diavolul și te frământă toată noaptea frica de oameni, ce zic oamenii, ce fac oamenii, frica de boală, frica de moarte și te frământă și nu dormi și te trezești noaptea cu ochii cât cepele și zici cum ai dormit? N-am dormit. Pentru că nu m-am temut de Domnul. Frica de Domnul duce la viață. Extraordinar. Vrei să fii iubit de Dumnezeu? Vreau să spun întrebarea asta. Vrei să fii iubit de Dumnezeu? Psalmul 147 11. Îmi place atât de mult versetul ăsta. Credeți-mă, și ăsta e foarte, foarte, foarte frumos și e incredibil și ăsta. Citim împreună, Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Dragii mei, Dumnezeu a iubit lumea și a dat pe singurul lui Fiu. Dar Dumnezeu are mai multe tipuri de iubire. Eu nu pot să iubesc toate femeile de pe planeta asta la fel, n-am cum. E imposibil. Spunea cineva că el iubește toate femeile din bloc la fel, n-ai cum. Eu iubesc pe Adina, care e prioritatea mea numărul unu, soția mea, și restul lumii, Așa și Dumnezeu, dragostea Lui este pentru cei ce se tem de El. Dragostea și-a arătat-o pentru toți și cei ce o acceptă pot să intre într-un legământ și să prindă mântuirea Lui Dumnezeu. Dar dragostea Lui aia specială, favorurile Lui, sunt doar pentru cei ce se tem de El. Vreau să te întreb, tu faci favoruri așa la oricine? Nu. Auzi, uite, am un prieten bun. Am o rugăminte, foca pentru mine, te rog eu frumos, ajută-l care are nevoie de ajutor. Da, mă, cum, care e bau eu? uite așa, așa, așa. Bun, zic să mă sune. Favorurile, dragii mei, nu sunt pe gratis. Nici Dumnezeu nu face favoruri pe gratis. Spune Scriptura clar aici că Domnul iubește pe cei ce se tem de El. Dragostea Domnului și secretele Domnului nu le încredințează oricui. Să, să nu crezi că dacă doar vii la bizerică și încălzești scaunul de aici din Betania, Dumnezeu îți încredințează secretele împărăției sau lucrurile care au să vină. Daniel a fost un om prea iubit de Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit pe Daniel și Daniel pe Dumnezeu și Daniel s-a păzit, s-a păzit de păcat și atunci Dumnezeu a început să-i descopere viitorul. Ești iubit de Domnul atunci când îl onorezi peste orice și oricine altcineva. Evrei 15 cu 6, Evrei 15 cu 6, fiul meu. Nu disprețui disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de El, pentru că Domnul îl disciplinează pe Cel care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Evrei 15 cu 6. Nu, scuz, cred că e 13 pe acolo, sau ce? Am 12, scuză-mă. La mine câteodată mai, ba, mai schimb numerele. Aici mi le, mi le scriu greșit, îmi cer scuze. Îmi place versetul ăsta, fiul meu. Nu disprețui disciplinarea Domnului. Disciplinarea Domnului. Câți dintre voi sunteți, sunteți, cum să zic, fericiți când sunteți disciplinați așa de cineva în viață? Te bucur când te ia partenerul de viață și te trage pe dreapta și zice, bă, uite așa, așa, nu trebuia să zice aia, n-ai trebuit să faci aia, -ai. Bă, iar îmi spui, când vin frații la tine, auzi frate, când vine o soră și te ia și îți dă câte un cuvânt de la Domnul, când îți scrie un mesaj după biserică și zice, am o mustrare pentru tine, cum, cum o primești bine sau. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Îmi place așa de mult. Dar știți și am găsit în Biblie și răsplata fricii de Domnul. Voi știți că în viață orice lucru are o răsplată. Dacă faci bine. Dumnezeu te răsplătește cu bine. Nu, nu întotdeauna oamenii te răsplătesc cu bine, dar Dumnezeu se asigură că te răsplătește cu bine. Biblia spune așa, în Proverbe 22 cu 4. Ia să vedem, găsim. Îmi place așa mult versetul ăsta. Răsplata smereniei a fricii de Domnul. Citim împreună ca biserică. Este bogăția, slava și viața. Tinerilor, vreți să fiți bogați? Uite secretul. Vreți să aveți onoare în viață? Îmi spunea cineva, mă, nu-mi doresc altceva de la familia mea, Sane. Am muncit de mi am rupt capacele omului. Bă, nu vreau să-mi spună nu știu ce, nu. Bă, vreau decât să fiu și respectat. Când intru în casă să nu-mi spună ce faci, George. Să-mi spună tata. Bă, tata, atâta vreau să aud și eu. Și când intru în casă, ea să nu-mi zică ce faci, bă, ai venit de la lucru. Să-mi zică iubirea mea, bine ai venit. Cu alte cuvinte, ce căuta omul ăsta? Slavă, onoare, vrea să fie respectat, vrea să fie valoros în ochii copilor și familiei lui. Vezi tu dacă ai smerenie și frică de Domnul, bogăția, slava și îți e asigurată. Doamne Iisuse, îți dorești asta? Îți dorești? Eu vreau, Doamne vreau, dar nu pentru mine eu vreau, vreau ca să-mi o dai ca să o împart cu alții, bogăția. Slava nu o vreau pentru mine, vreau ca să-ți o dau ție. Și, Doamne, viața vreau să o trăiesc pentru tine. Dragii mei, mai avem puțin. Cum putem dobândi frica de Domnul? Pentru că, până la urmă, am înțeles că frica de Domnul e o alegere, frica de Domnul ne păzește, frica de Domnul ne îmbogățește, ne păzește de rău. Pentru cei care se tem de Domnul, Dumnezeu are favoruri speciale, li se descoperă într-un mod special, le vorbește într-un mod special, le dă strategie. Dar cum putem ajunge la această frică de Domnul? Proverbe 2 de la 1 la 5, dacă poți să-mi pui. Proverbe 2 de la 1 la 5. Citim împreună, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciunea și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după oco, moară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vedeți, sunt câțiva pași practici care noi ca biserică, noi ca și copii de Dumnezeu trebuie să-i facem. Vedeți cum începe aici? Fiule, dacă vei primi. În primul rând trebuie să primești. Uite, ai venit la biserică aici și poate că ai luat scutul din prima. Acum a început predica cuvântul ăsta, nu e pentru mine, e pentru vecinul. Și ai pus scutul și nu primești. Sau nu mi se potrivește, eu aș fi vrut să aud ceva de încurajare în dimineața asta. Fratele Sani nu au avut discernământ, că uite echipa au cântat așa de înălțător și foarte faină treaba, ați făcut Domnul să vă binecuvânteze. Și au venit fratele și au băgat frica de Domnul în noi. Și n-ai primit. În primul rând, primul lucru, trebuie să primești. Dacă să primești, trebuie să te smerești. Pentru că nu poți să primești ceva dacă nu te smerești. Eu personal vă spun sincer, mie mi că am greu să primesc uh, de la oameni. Vă spun sincer, asta eu, eu, nu știu dacă e mândrie sau... Dar încă lucrez la lucrul ăsta. Mi-e greu să primesc complimente, mi-e greu să primesc aprecieri, mi-e greu, să, mi -e greu să primesc, pur și simplu. Dar nu mi-e greu să primesc de la Dumnezeu. Pentru că am învățat că de mine depinde cât de tare mă impactează cuvântul de Dum lui Dumnezeu. Ești un om care primește sau un om care respinge? Când îți să predică cuvântul, a, pe asta al deja îl știu, știu povestea asta din Biblie. Omule, nu uita, cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și el lucrează constant și etern. Odată cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu, el nu se oprește. El nu e că ai gustat odată din el, are un gust și mâine nu mai are gustul ăla. Cuvântul lui Dumnezeu e viu, el merge, el funcționează, el alergă, el alergă cu viteză, spune Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu merge și vindecă, el a trimis cuvântul lui și a vindecat. Tu primești cuvintele lui? Sau ți-e mai ușor să primești cuvintele din știri, din speculații financiare, din ce o zis veta de pe drum, ce o rodica de pescară, bărbatul tot zice, măi femeie, așa scrie cuvântul și zice, da, dar rodica de pescară o zis așa și camia e prorocul blocului. Dragul meu, primești cuvântul lui Dumnezeu. Da sau nu? Doamne, mă rog să alegem în dimineața asta să primim. Zice, dacă vei primi. Al doilea pas este dacă vei păstra. Stai puțin, nu, 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 nu de ajuns doar să-l auzi. Trebuie să-l și păstrezi. Spune Scriptura de Maria că păstra cuvântul în inima ei, în mintea ei, l-ascundea acolo și se gândea la el. Îl primești și după aia îl păstrezi. Că eu degeaba îți dau un telefon. Uite, pot să-ți fac cadou telefonul meu în dimineața asta, spre exemplu. De ce ți l dau dacă tu nu-l păstrezi? Îl pun în mână și-i dai drumul jos. Beneficiezi de el? Nu. Trebuie să-l păstrezi. Dacă vei primi, dacă vei păstra. Și mai e ceva, dacă vei lua aminte. Mă rog, în numele lui Iisus Hristos, ca după ce pleci de aici astăzi și în fiecare duminică, nu numai când predic eu sau când predică pastorul Tibi, dar când predică toți ceilalți, să nu mai pleci și cum ai dat cheile la mașină, ai uitat tot ce s-a predicat, ai dat și dilit mă rog să le încep intenționat, să începe o discuție între tine și, priet și, 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 soția ta și copii, copii, cu ce a rămas? Ce va rămas în minte? Pentru că repetiția este dacă nu repeți, n-ai cum. Nu lăsa pe diavolul, că primul rol al, al, al diavolului este după ce ai plecat de aici să-ți fure cuvântul. Imediat cum ești pe ușă, n-ai coborât scările, a venit diavolul și vrea să-ți fure cuvântul. Și te duci mănânci sarmalele sau mănânci supa, scuză-mă, nu sarmale, leveșa. Și cum ai mâncat leveșa, Ce-o vorbi fratele? Bă, nu mai știu, dar fain a fost. O fotare fain. Dar ce-o vorbi? Dar nu mai știu, uite mă că am un lapsus. N-ai un lapsus, diavolul ți-a furat cuvântul. Dragul meu, primește-l. Păstrează-l, ia aminte. Și mai e ceva, pleacă-ți inima, să-ți pleci inima. Cu alte cuvinte să zici, Doamne, când auzi cuvântul meu Dumnezeu să zici, Doamne, nu eu am dreptate, Tu ai dreptate. Asta e smerenia. Smerenia nu e să mergi cu capul jos, să vii la biserică, totul, eu, acu, Aleluia, glorie, eu sunt smerit. Aia nu e smerenia, aia e altceva. Aia e sfială falsă. Smerenia este să te smerești și să-L recunoști pe Dumnezeu ca autoritate totală, ca autoritate divină, ca autoritate permanentă și ca autoritate definitivă în viața ta. Doamne, ce spui Tu este adevărul. Ce cred eu nu e adevărul. Ce spui tu este adevărul. Ce simt eu nu e întotdeauna adevărat. Acum sunt aici, acum sunt aici. Luni sunt aici, marți sunt aici, miercuri sunt aici. Rolocoster! Dar Dumnezeu este constant, cuvântul Lui este da și amin în veci. El nu se schimbă. O, dragul meu, dar mai e ceva. După ce primești, după ce păstrezi, după ce iei minte, adică pui în minte și după ce spleci pleci inima, te smerești, Biblia mai spune ceva. Dacă, te vei, dacă vei cere, te vei ruga, vei căuta și vei umbla. Cu alte cuvinte, să-ți faci din scopul vieții tale o umblare și o permanentă după această frică de Domnul. După această înțelepciune divină. Oameni buni, credeți-mă, în ultimul an mi-am dat seama cât de prost sunt. Sincer, deștept am fost destul. Avem nevoie de înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Dragă biserică, am făcut pe deștepții ani de rândul de 30 de ani, tot facem pe deștepții. Haideți să lăsăm înțelepciunea Tatălui Ceresc să lumineze mințile noastre. Dragul meu, ascultă-mă fără Dumnezeu, nu cunoaștem nimic, fără Dumnezeu ne ducem departe, suntem ca niște oi rătăcite. Dar cu Dumnezeu, cu acest cuvânt, cum spunea David, Doamne, când știu cuvintele tale, sunt mai tare decât înțelepții și bătrânii. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă viață. Îmi place ce spune Scriptura aici, te rog din tot sufletul, pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, primește-l. Primește-l, păstrează-l, ia aminte, pleacă-ți inima, cere-l, roagă-te, caută-l, umblă după el, Doamne, vreau înțelepciunea, umblă după el ca după o comoară, umblă după el ca după business-ul tău. Faci 8 ore, 9 ore alergi pentru lucrul tău, dar pentru scriptură și pentru cuvânt, cinci minute și crezi că va face o diferență. Știți ce, dragii mei, ne-am învățat să primim pe gratis, pentru că așa ne-am învățat americanii. Dar pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru frica de Domnul, pentru beneficiile împărăției, e un preț de plătit. Ucenicia are un preț. Spune Scriptura în Psalmul 2, slujiți-l cu frică și bucurați-vă treburând. Ce contradicție, slujește-l cu frică și bucură-te tremurând. E ceva prețios, Dumnezeu, e o comoară pentru mine. Nu pot să mă port cu el ca cu ceva normal. Nu pot să intru cu bocanci în prezența lui, că el e tata și că pot face orice. Nu pot face orice, pentru că harul te învață să o rup cu păgânitatea și cu tot ce e rău. Dacă l-ai cunoaște, dacă ai cunoaște dragostea lui, dacă ai cunoaște pasiunea lui pentru tine, te-ai întoarce cu toată inima. Aici vorbește de o întoarcere, spune Scriptura versetul 5. Atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Este un preț de plătit. Vreau să te întrebești, gata să plătești prețul? Sau vrei să trăiești la nivelul, știți ilustrația aia, nivelul broască și nivelul vultur? Zicea un păstor că mulți creștini trăiesc la nivelul broască, atâta cât scot ochii din apă, oh, e bine, intră apă acolo în baltă. Și sunt alții care s-au săturat de balta lumii acesteia și se ridică în slăvi cu Dumnezeu și zboară pe aripile cuvântului. Eu vreau să zbor mai sus cu Domnul. Nu pot în fiecare, dacă tu după 15 ani ești tot în locul în care ai fost acum 15 ani, nu e bine. Înseamnă că tu n-ai progresat deloc în călătoria ta creștină. Nu e bine, nu e ok. Îmi place ce spune Deuteronom 10 cu 12. As, cum Israele, ce altceva cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima, cu tot sufletul, iubindu-L pe Dumnezeu mai mult decât lumea, să păzești poruncile lui și legile lui pe care ți le dă astăzi, ca să fii fericit. Ce altceva cere Domnul de la tine decât să te temi de domnul. Pavel spunea în Roman 3 cu 18: Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Își aruncă ochii peste tot și păcătuiesc și poftesc. Oare-ți vorbește Dumnezeu așa? Vine cu Cuvântul lui Dumnezeu și te confruntă în timpul zilei când vezi ceva și zici: Wow! Mai precious! Vreau asta! Spunea cineva odată, o tânăr foarte sinceră, zicea, rugați-vă pentru mine, sunt tânără, nu am mulți bani, Dacă când trec pe lângă magazine și pe lângă moluri, toate hainele strigă la mine, cumpără, mă cumpără, mă cumpără. Sincer, pentru mine tânăra asta a fost foarte transparentă și ne-am rugat pentru ea să-i dea Dumnezeu această frică de Domnul și să-i vindece ochii. Cum spunea eu, că am făcut legământ cu ochii mei, să nu privesc în jos la o fecioară, am făcut legământ cu ochii mei. Ultimul verset care vreau să-l citesc astăzi este în fapte 9 cu 31. Dar nu uita câte beneficii are frica de Domnul. Îmi place ce spune acolo. Umblau în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeau. De multe ori mă întreb, care a fost secretul bisericii primare? Avem atâtea principii de marketing care le-am promutat în biserică. Dragii mei, nu funcționează. Biserica nu se conduce cu principii de marketing. Alea le poți folosi în administrarea banilor, în administrarea resurselor. E ok. Dar nu în lucrurile spirituale. Biserica se conduce cu frică de Domnul. Elementul esențial, spune acolo clar, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria. Se întărea sufletește și un în ce? În frica de Domnul. Nu umbla în... Principii de leadership ne -am, Acum ne-am ajuns și noi, am învățat principii de leadership Dragii mei, vă spun ceva Eu am făcut acum terminul master în leadership Și știți ce am realizat? Am citit zeci, sute de cărți pe tema asta Toți au furat din scriptură Toate principiile de leadership sunt inspirate din cartea lui Dumnezeu Pentru că El este liderul liderilor El este regele slujitor care a venit să-și dea viața pentru mine și pentru tine Toți au luat de acolo Conectează-te, principiul de leadership, conectează-te cu audiența. Pe Hristos ce a făcut? Tatăl atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul lui fiu. Pentru ce a venit fiul? Ca să pună mâna omul pe el să-l simtă. Nu s-a conectat Dumnezeu cu noi? Eu vreau să încep să umblu în frica de Domnul, dragul meu. Beni. Doamne, trimite frica de Domnul și peste Beni. Și peste mine, și peste biserica ta din Betania. Mai lasă versetul ăla, că îmi place foarte mult. Mulțumesc frumos. Fapte 9.31 Aș vrea să-l citim împreună în timp ce ne ridicăm. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Noi știți ce facem astăzi? Vrem să mulțim biserica prin toate principiile astea de leadership și marketing, care ele nu sunt rele, oricum sunt luate din scripturi. Că nimeni nu știe să facă dealuri mai bune ca Dumnezeu. Nimeni. Nimeni nu știe să facă conexie mai bine ca Tatăl nostru ceresc nimeni. Nimeni nu știe să iubească mai bine ca Tatăl nostru ceresc nimeni. Dar știți ce noi încercăm să mulțim biserica fără frica de Domnul. Și Domnul zice: "A, -a nu merge." Dar Doamne, dar eu vreau, dar eu am carismă, dar eu am bani, noi avem resurse, noi facem lucrarea socială. Nu, nu. Prima dată umblă în frica de Domnul. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Aia este rezultatul. Când tu umbli în frica de Domnul și îți faci partea, Dumnezeu și face partea Lui. Dragul meu, când tu umbli în frica de Domnul, Dumnezeu îți dă sănătate. Când tu umbli în frica de Domnul și te ferești de rău și spăzești buzele de cuvinte înjelătoare, Dumnezeu îți dă sănătate în sufletul tău. Când tu umbli în frica de Domnul și pui în mintea ta cuvântul lui și îl păstrezi, Dumnezeu îți dă o minte sănătoasă. Când tu umbli în frica de Domnul, ești un om fericit. Pentru că așa spune Scriptura. Și aș vrea să vă las cu acest verset, Proverbe 22 cu 4. Răsplata smereniei. Îmi place atât de mult acest verset. Atât de mult. Și, dragii mei, vreau să vă reamintesc, smerenia nu înseamnă să umbli cu capul în jos și cu haine rupte, să vii la biserică plâns sau plânsă toată. Da, poate te doare ceva, ne rugăm pentru noi. Smerenia înseamnă să fii conștient că fără El ești nimic. Smerenia înseamnă să fii conștient absolut în orice moment că suflarea ta de viață ține de Tatăl Ceresc. Și dacă El o ia, ești doar un fir de praf care se grămădește jos la pământ. Dar îmi place așa de mult și aș vrea să citim împreună Proverbe 22 cu 4. Răsplata smerenii și a fricii de Domnul este bogăție, slavă și viață. Dacă vrei bogăție, slavă și viață, cu toate că nu este celul nostru, că cea mai mare bogăție a noastră este relația cu Domnul Isus Hristos. Dar vezi, am vrut în dimineața asta, cu toate că am avut o luptă mare, așa și emoții mari, să transmit mesajul ăsta cu demnitate și cu frică de Domnul. Și mă am gândit, Doamne, e un mesaj atât de adânc. Mă rog ca tu să-l faci relevant și să-l aprici la inima noastră Duhul Sfânt. Și mă rog, Domnul, și cred și sper că Duhul Sfânt. S-a vorbit prin cuvântul lui Dumnezeu și ai văzut beneficiile fricii de Domnul. Și să nu mai zici, da, dar toată lumea face așa. Nu contează ce face lumea, tu temete de Domnul. Da, da, alți tineri zic, nu contează ce zic alți tineri, tu temete de Domnul. Da, da, alți tineri joacă și intre pe toate. Nu contează ce fac alții, tu temete de Domnul. Da, da, doctorul mi-a zis că gata, că tu temete de Domnul. Lasă-l pe Domnul să o hotărească. Nu doctorul e Dumnezeu. Vă chem astăzi să ne smerim înaintea Lui și să alegem frica de Domnul. Pentru că frica de Domnul este o alegere. Eu n-am găsit un mod mai practic să mă tem de Domnul decât să aleg cuvântul Lui, să-L primesc, să mă gândesc la El, să iau aminte, să-L păstrez, să-L păzesc, pentru că Scriptura spune cine mă iubește, păzește poruncile mele. Așa îți dai testul dacă îl se frică de Domnul, dacă umbli în frica de Domnul. Să știi că putem să mimăm frica de Domnul, dar nu ne ajută cu nimic. Dar testul cel mai mare este atunci când îl iubești pe Dumnezeu, te păzești de rău, pentru că frica de Domnul asta face. Astăzi am vorbit despre frica de Domnul, care este comoara Lui. Este frica de Domnul și cum o arata? O să o pui la loc de cinste în casa ta? O să îmbraci această haină fricii de Domnul și o să o în ea permanent pentru totdeauna și pe vecie, cum zice psalmistul, frica de Domnul funcționează în orice moment, în orice anotimp, în orice sezon, în orice sistem. A funcționat în comunism, a funcționat în regat înainte, funcționează și acum în democrație. Frica de Domnul este pentru totdeauna și pe vecie. Și cei ce o aleg, au o minte sănătoasă și o viață fericită. Vreau să te rogi înaintea Domnului, tu singur, și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Să lași pe Dumnezeu să-ți atingă inima. Nu te îngânfa, ci teme -te, spune Apostolul Pavel. Nu te îngânfa, ci teme -te. Doamne, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că în Isaia 11, la 1 la 3, spune că Duhul Domnului s-a odihnit peste tine. Duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Și ni se specifică, Doamne, că din toate aceste expresii, manifestări ale Duhului Sfânt, plăcerea ta era frica de Domnul. Doamne, ajută-ne! Alegem astăzi frica de Domnul. Doamne, nu vrem să avem o relație... Cu tine de fațadă. Nu vrem să avem o relație în care mimăm. Vrem să avem o relație adevărată în care să umblăm în frica de Domnul. Aș vrea în dimineața asta să fac două chemări. Pentru cei care ați înțeles că frica de Domnul este vitală. Fă un legământ cu Domnul de astăzi și spune, Tată, azi am înțeles. Vreau să umblu în frică de tine, că știu că frica de tine mă va păzi de cel rău și frica de tine îmi dovedește credincioșia și dragostea față de tine. Și mai vreau să fac o chemare, dacă e cineva în dimineața asta aici care nu s-a împăcat cu Domnul, nu l-a primit pe Domnul, nu umblă cu Dumnezeu încă, vină te rog aici în față, sunt păstori aici, slujitorii se vor ruga pentru tine. Vrem să te, aj te ajutăm să intri în această relație cu Dumnezeu. Pentru că nu există tată mai bun, nu există rege mai mare, nu există dragoste mai mare decât dragostea Tatălui Ceresc. Și frica de Domnul ne face nouă bine. El ne-a dat această componentă a relației ca pe noi să ne binecuvânteze. Amin? Tu nu-i faci bine lui Dumnezeu când te temi de El. Îți faci bine ție. Este acea armă pe care diavolul nu o poate birui, care include smerenia, ascultarea de cuvânt, dragostea de Dumnezeu.